Vești bune pentru iubitorii fotbalului din Drobeta, Turnu Severin. Edilul municipiului Marius Creciu a alocat sumele necesare pentru realizarea unui amplu proces de modernizare pentru obiectivul de investiții și anume stadionul municipal. Cam când preconizăm să terminăm, așa cu aproximativ? 4 luni de zile maxim. Atât de mult? Da, avem pe văzut, dar ne chinuim să terminăm mai repede. Deci aducem personal că mai mult. Problemele le-am avut la acoperiș. Da, și de acolo și la acoperiș o să începem de luni, pentru că acum anunță niște ploi și n-are rost să desfacem ca să reparăm, să închidem, nu avem alte probleme. Și până atunci lucrăm la exterior. Dar și interiorul e început, nu? Da, da, și la interior. Să acolo unde am avut probleme. La subsol, acolo unde s-au infiltrat apele. Da. Eu doar v-aș ruga să terminăm puțin mai repede. Da? Chiar dacă nu avem meciuri în perioada asta, dar măcar să putem să... Da, forțăm și personal mai mult și interes. Bine. Da. Hai, spor la treabă. La clădirea stadionului municipal începe un amplu proces de reabilitare, deoarece nu s-au mai efectuat lucrări de 13 ani și era nevoie de investiții pentru a se opri degradarea totală a obiectivului. Chiar dacă nu avem competiții și stadionul este folosit mai puțin, trebuia să intrăm pentru că nu s-a mai intrat în reabilitarea lui din 2008, deci sunt 13 ani. Am avut probleme la infiltrații la acoperiș, deja apa se infiltra, ajunsese până la subsol și în același timp o mare parte din exterior se deteriorase. Nu ne place să arate urât, este stadionul nostru, trebuie să-l întreținem, trebuie să-l avem tot timpul pregătit pentru orice fel de competiții. Este ca și o casă, dacă nu locuiești în ea și nu mai investești, ea se deteriorează în timp. Am hotărât că a venit și timpul stadionului, așa cum ne-am concentrat și pe zona cimitirului Sfântul Ștefan. La fel, nu se mai investise și acolo de mult timp. Sunt investiții care trebuiesc făcute, chiar dacă prioritățile noastre ar putea fi altele. Dar, din când în când, trebuie să ne aplecăm și asupra celor care le avem în portofoliu, clădiri, instituții, stadion, cimitir. Primăria Drobeta, Turnu Severin, împreună cu Consiliul Județean Mehedinți, condus de președintele Aladin Georgescu, își doresc ca jucătorii de fotbal să poată practica sportul preferat chiar la ei în oraș. Suntem în discuții avansate cu Consiliul Județean. În acest moment am dat documentele către o firmă de avocatură să înființăm o echipă de fotbal la nivel de municipiu pe o asociere cu Consiliul Județean. De ce am dat la avocați? Pentru că vrem să facem lucrurile bine, așezat, vrem un proiect pe mai mulți ani în care să-l dublăm și cu copii și juniori, cu echipe de copii și juniori, să vedem exact ce ne permite statul român să cheltuim, câți bani ne putem permite noi ca și comunitate să cheltuim. Este o discuție destul de vastă în comunitatea noastră privind o echipă de fotbal. Nu am aruncat, chiar dacă sunt profesor de sport, pentru că am văzut în 2012, când am fost viceprimar, ce înseamnă o echipă de fotbal, ce cheltuieli sunt și mai ales ce îți permite statul român să cheltuiești. Pentru că nu poți să cheltuiești și chiar dacă am avea bani, să zicem că noi ca și primăria am avea bani, nu poți să cheltuiești cât ți-ai dori, nu te lasă legea. Legea nu-ți permite să cheltuiești nu știu câți bani. Dar în același timp trebuie să și înțelegem că decența ne obligă pe noi ca și comunitate să mergem către alte priorități. Sunt multe lucruri de făcut în Severin. Cea cu fotbalul vrem să o facem, dar așezat, încet, de-a lungul anilor, fără cheltuieli mari. Din cauza acoperișului, care era destul de deteriorat și la care nu s-a mai lucrat, din anul 2008, edilul orașului nostru a luat hotărârea de a reabilita și moderniza stadionul municipiului nostru. Având în vedere importanța acestui obiectiv, s-a plecat la repararea acestui obiectiv datorită infiltrațiilor la acoperiș, deteriorând și interiorul și exteriorul. După cum puteți vedea, se lucrează la exterior în prima fază, pentru că ploile nu permit decopertarea și lucrarea, din punct de vedere tehnic, a schimbării tuturor tablelor deteriorate, a bitumului, a cartonului de sus, se intră în interior,
tot ce s-a degradat datorită infiltraților, elementelor electrice, lămpilor, rigipsul, plafoanele, se zugrăvesc camerele, ca să putem să îl predăm și noi pentru toate competițiile care au fost și vor fi din punct de vedere intern și internațional. Având în vedere numărul mare de oameni care au ridicat această problemă municipalității, edilul orașului Marius Creciu s-a implicat și în rezolvarea acestei probleme.